Încercăm astăzi să vă transmitem informațiile cu privire la modul în care ar trebui să procedați în condițiile în care vă doriți să intrați în sistemul militar. Și totodată să vă punem la dispoziție oferta educațională pentru anul 2013-2014, ofertă cu care dumneavoastră, în situația în care vă doriți să intrați în sistemul militar, să aveți cunoștință de modul, de locurile la dispoziție și de modalitatea în care veți încerca și veți reuși să pătrundeți în sistemul militar. Pentru a vă reaminti câteva din problemele specifice domeniului nostru de activitate, o să-mi permit să vă reamintesc faptul că Biroul Informat Recrutare Vrancea funcționează în subordinea Centrului Militar Zonal Vrancea. Acesta are ca principal obiectiv popularizarea ofertei educaționale a Ministerului Apărării Naționale și, practic, reprezintă poarta de acces către sistemul militar. Este interfața între societatea civilă și domeniul militar. Pentru a putea pătrunde în sistemul militar, vă reamintesc pentru cei care știu, pentru cei care au luat prima dată contact cu acest domeniu, vă reamintesc faptul că trebuie parcurși 3 pași, practic are loc recrutarea candidaților, selecția candidaților și admiterea candidaților. Exponate pe care ne-am chinuit și noi cu greutăți să le colecționăm, astfel încât să dăm o imagine din trecut a brigăzii noastre, deci de la înființare din 1916 până în zilele noastre. Îmi revine onorată misiunea de a vă prezenta sala tradițiilor a brigăzii 8 la Rom Alexandru Ioan Puza. Această sală își dorește să reconstituie drumul parcurs de această mare unitate în care vă aflați încă de la înființare și până în prezent. Puteți observa aici începuturile acestei mari unități. Această mare unitate la început a fost formată din 2 mari regimente, regimentul 1 artilerie grea și regimentul 4 artilerie grea. Acest sistem de cercetare poate pe telemetra și pe timp de zi și pe timp de noapte. Că a apărut componente. Acesta este gonometru electronic. Aici calculează tot. Acesta este compus. Telemetru laser, lunetă tip CCDM și camera termală. Camera termală are rolul de a cerceta și a determina coordonate pe timp de noapte. Astăzi am participat și noi cu Biroul Informare Recrutare la promovarea imaginei armatei în acțiunea care se numește Școala Altfel. Și împreună cu aceștia am vrut ca tinerii care vor să urmeze cariera militară să le prezentăm oferta educațională în învățământul militar, după care militarii brigăzii 8 la Rom să le prezinte în teren modul cum se desfășoară instrucția într-o mare unitate de artilerie. Ce au putut vedea tinerii astăzi aici? În măsura în care au putut înțelege ceea ce le-am explicat, cred că au văzut în ce constă viața militară, în ce constă frumusețea vieții militare, dar și greutatea misiunilor, în special în teatrul de operație. Care ar fi mesajul pe care doriți să-l transmiteți celor ce și-ar dori să urmeze o carieră în acest sistem? Cine iubește armata, cine vrea să muncească, cine vrea să fie serios și să își dezvolte o carieră, poate să vină la armată. Cine nu, să-și găsească loc de muncă în altă parte. După care, cea mai departe,